Primele declarații ale preotului calistrat, după scandalul în care a lovit o femeie. Ce mesaj a transmis? Preotul calistrat Chifan a fost implicat, recent, într-un scandal de proporții, după ce în mediul online a devenit viral un videoclip în care acesta lovește o femeie. După incident, majoritatea persoanelor publice din România au reacționat, iar acum a venit rândul preotului să facă primele declarații. Iată ce mesaj a transmis. Un scandal de proporție a atras atenția în întreaga țară, după ce preotul Calistrat a fost filmat în timp ce a lovit o enoriașă. De atunci, românii s-au împărțit în două tabere, cei care i-au luat apărarea și cei care au condamnat ferm gestul său. La ceva timp după incident, a venit și prima reacție a preotului Calistrat, când a publicat un mesaj pe rețelele de socializare unde face lumină în acest caz. Imaginea preotului calistrat a fost pusă la încercare, după ce românii au văzut un videoclip cu acesta când lovește o femeie în curtea mănăstirii vlădiceni. După ce persoane publice, oameni ai bisericii și alte femei au reacționat în urma gestului, a venit rândul preotului să facă primele declarații cu privire la ceea ce s-a întâmplat. Preotul Calistrat a publicat un mesaj pe rețelele de socializare, unde a spus că a decis să reacționeze după prima săptămână de post, după ce a analizat insultele pe care le-a primit. Mai mult, acesta menționează, la final, că nu este nici afectat, nici supărat pentru situația pe care a creat-o. După prima săptămână de post al bucuriei, am putut străbate cu mintea printre avalanșele de insulte care de care mai dure și mai pătimașe cuvinte grele, replici dure, tot felul de confecții verbale răutăcioase izvorâte din prisosul unor inimi pline de dreptate, justiție, adevăr. Sau păreri bine construite în ceea ce privește o faptă negobă săvârșită la un moment de neatenție și neluare aminte. Un moment în care sigur Duh al Sfânt pleacă de la om, cum mi s-a întâmplat și mie. Mai întâi lui Dumnezeu și celor bine credincioși le cer iertarea creștină, pentru că le-am tulburat liniștea postului, a sufletului și a minții, prin proasta ieșire din fire. Și gestul brutal de răfuială cu cele două femei mici sufletește și moral. Scuzele nu folosesc la nimic, fapta este incalificabilă și demnă de pedeapsa primită, atât din partea superiorilor, a publicului, a societății consternate de un gest injust, pe fondul unor ambiții feminine, provocate în formă continuă, instigând la dezordine în timpul slujbelor, însă raportate la persoana mea, omul iute și neatent în momentul nedorit. S-au petrecut cele știute. Nu sunt supărat, nici afectat, trebuie să mulțumim Domnului, și pentru o cară, a spus preotul calistrat în mesajul său.